suntem în etapa de pregătire, dar cam mai mult de jumătate. Mai rămas puțin și cred că o să fie tot bine. Pregătirea merge bine, taman merge și pregătirea de campionatul Moldovei. Am văzut cum luptă olandeză și cred că data asta noi să ne arătăm de partea cea mai bună. Sper că o să fie o trecere peste ea, pe urmă, ca să avem și o revanșă bună. Desigur, arde cu nerăbdare să ajungem prin apă pe toamnă, să câștig centura. Așteptăm principalul să fim bunătăți, sănătoși și fără traume. Adversara care urmează să o întâlnim pe 1 aprilie, care la rândul său este în Olanda și este foarte puternică, o trupaică tot cu lupte multe, cu lupte la nivel. Trebuie să ne axăm în primul rând pe această luptă. Dar este o motivație foarte, foarte bună, lupta pentru centură. Aș dori să duc mulțumiri companiei Interauto, domnului Sergiu Visan. Mulțumesc foarte mult clubului meu Bercut. Mulțumesc foarte mult asociației FEA și aș dori să duc mulțumire magazinului Sport Market. Pe 1 aprilie vreau să câștig și victoria va fi a noastră. Luptele feminine au în ultimul timp sunt foarte populare în lume. Cât în luptele în stand-up, atât și în MMA. Am tot știm despre luptele de MMA în Statele Unite, în proiectul cunoscut UFC. Noi tot nu rămânim în urmă în proiectul KOK, dezvoltăm pe parcursul ultimilor ani luptele feminine și am ajuns acum la situația că s-a format o final 4, 4 luptătoare foarte bune, cele mai bune în categoria de greutate, 51. Și o vom avea pe 1 aprilie, în premieră, în KOK, primele semifinale, unde vor fi participante, luptătoare din Olanda cunoscută, care a mai fost la noi, luptătoare poloneză, bună luptătoare din Olanda, dar cu origine turcești, și, clar, numai decât și luptătoarea noastră din Republica Moldova, Nadejda Kasar, care are sprijinul nostru și noi avem toate speranțele în ea. Nadejda este într-o formă foarte bună. Putem spune că ne-a reușit să creștem o luptătoare în Republica Moldova, până ce unica. De ce ne-a reușit? De acum avem multe propuneri din alte proiecte internaționale, propuneri pentru Nadejda, pentru a se lupta. Chiar a fost o propunere recentă în Grecia, o luptă pentru centură. Dar pentru noi este mai important proiectul nostru, KOK, și lupta semifinale, poate va da Dumnezeu să treacă, și să avem în toamnă prima luptă la centură, prima centură la feminină, în proiectul KOK.